Bună ziua, stimații telespectatori! Bun găsit la o nouă emisiune sub genericul cu ochii pe tine. Înainte de a prezenta tema dezbaterii noastre din această după amiază, din această seară, iată, ne apropiem de orele serii, sub un cer amenințător de, de ploaie, dar cred că a plouat uh, suficient și la noi uh, în județul Vâlcea și, în mod special, la Râmnicul Vâlcea. Vă rog să-mi permite să fac câteva anunțuri care ni se par nouă mai importante. În primul rând, să urăm din partea colectivului redacțional al televiziunii Etalon toate cele bune, multă sănătate și un sincer la mulți ani tuturor care au poartă numele de Ilie, Ileana, pentru că astăzi este Sfântul Ilie. Și să vă mai reamintesc, stimații telespectatori, că astăzi, ă, tradiționalul bălci de la Polovragi, unul dintre cele mai mari manifestări de acest gen din Oltenia, poate și din țară, nu știu dacă s-a desfășurat în plenitudinea atmosferei care caracteriza atât în prezent, adică în perioada contemporană nouă, dar mai de mult eu am apucat perioada când venea Maria Lătărețu, Ioana Radu, Gică Petrescu, Maria Tănase și cântau la această mare, mare adunătură de, de oameni, veneau negustori din toate zonele țării, erau lucruri extrem de interesante, veneau și din din străinătate salutăm pe această cale și conducerea primăriei, pe domnul primar, care știu că este un, un, om harnic, un om gospodar, îi aducem prin osul nostru de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru această comună și în numele colectivului redacțional al televiziunii și al ziarului de Vâlcea, cât și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, la Vâlcea, îi urăm din toată inima, din tot sufletul nostru, numai bine Sănătate și un sincer la mulți ani Stimații telespectatori Un alt anunț care Ni se pare deosebit de important Mâine începând cu Orele 11 dimineața În holul central al bibliotecii Județene Antimi Vireanu Din Râmnicu Vâlcea Va avea loc Comemorarea 100 de ani de la nașterea Primului papă care n-a fost de origine italiană, a fost de origine uh, poloneză, uh, Papa uh, Paul al II-lea, uh, în fața unor ecrane extrem de importante, în fața unor, uh, unor uh, afișe, unor materiale expuse pe panoplii extrem de atrăgătoare, etapele prin care a trecut această mare personalitate, acest înalt prelat de-a lungul anilor, de la naștere și până la trecerea la cele veșnice. Așadar, stimații telespectatori, ar fi bine dacă aveți timp, la 11 fără câteva minute, să fiți prezenți cu masca, bineînțeles, păstrând toate celelalte reguli, să fiți prezenți la Biblioteca Județeană Antimivireanu, să participați la această Comemorare. Și, în sfârșit, stimații telespectatori, aș vrea să vă mai informez cu această ocazie. Săptămâna recentă încheiată a fost plină, plină de evenimente. Ca de obicei, televiziunea etalon și reprezentanții ai ziarului de Vâlcea au participat la aceste evenimente. În primul rând, aș vrea să vă informez că timp de 5 zile, la invitația televiziunii e, Etalon și a Uniunii Ziariștilor Profesionești din România, o delegație a Universității de Vest din Arad, e, Vasile Goldici, a fost e, e, prezentă la Râmnicu Vâlcea într-un schimb de experiență. Doi decani de facultăți de la uh, renumita universitate uh, i-am însoțit, uh, oamenii s-au simțit foarte bine, uh, i-am dus absolut peste tot să viziteze uh, lucruri extrem de interesante, pentru că noi, râmnicenii, avem cu ce să cu ce să ne lăudăm, suntem acoperiți de obiective industriale, economice, care mai sunt puține la număr, dar totuși putem să arătăm oamenilor, turiștilor care trec pe aici, pe la Râmnicu Vâlcea. Am discutat în fața unei mese rotunde la televiziune, am discutat și de acest schimb de experiență, să le întoarcem și noi vizita după ce rezolvăm problemele acestea cu epidemia care, iată, a nenorocit multă, multă lume. În sfârșit, ultimul eveniment care a marcat acest sfârșit de săptămână a fost lansarea acestor două cărți, autor Mircea M. Ionescu, cunoscutul dramatur și comentator, iată, Dallas 2020 și altă lucrare, Finișii și Coronat Virus Opus. Tot o lucrare sub semnătura lui Mircea Meionescu. Penița lui ascuțită s-a lăsat pe hârtie și a scos aceste lucrări extraordinar de apreciate și lăudate de toți oamenii de cultură, oamenii cu aplecare spre literatură. Aș vrea să vă informez, stimații telespectatori, cu această ocazie că Mircea uh, Mei Ionescu face parte dintr-o generație de aur a presei uh, sportive românești. Ion Chirilă, care a fost și profesorul lui, mentorul lui, Mircea Ionescu, Maiche Ionescu, Constantin Alexe, uh, Păunescu uh, și mulți, mulți alții care uh, au format o generație de aur a presei românești stimați telespectatori, cam aceste anunțuri am dorit noi să vi le uh, reamintim, o să le găsiți și în presa noastră, în ziarul de Vâlcea, pentru că teatru Ariel de la, din Râmnicu Vâlcea a prezentat sâmbătă seara sub un cer amenințător, dar ploaia nu ne-a ocolit, dar n-am văzut așa ceva iubitorii de teatru care au umplut până la refuz micuța grădină din fața clădirii teatrului, nu s-au clintit deloc, n-au părăsit scaunele. Cu stoicism, au suportat ploaia care a venit peste, peste noi. Mircea Ionescu a fost recompensat printr-un Hristov aniversar cu ocazia împlinirii a 75 de ani de viață, Trăitor pe acest pământ și în continuare să trăiască mulți, mulți ani de aici înainte și să mai scoată opere, așa cum a scos aceste opere pe care noi le-am prezentat într-o uh, emisiune televizată uh, a doua zi cu câțiva participanți de marcă ai culturii uh, românești. Stimați mei, uh, revenim la uh, tema noastră. Iată, astăzi avem uh, o temă extrem de interesantă, intitulată Rețineți, fapte nu vorbe. Rețineți fapte, nu vorbe. Pentru că este un lucru extrem de interesant ca să rezolvăm problemele practic pentru oameni, pentru societate, pentru comunitate, nu pentru noi, sau nu vorbe care să rămână numai pe hârtie, iar faptele practice să nu se vadă deloc, pentru că nu se rezolvă. Pentru a discuta această și a dezbate această temă sub, formă, sub forma unui dialog constructiv, l-am invitat pe una dintre personalitățile remarcabile ale Comunei Galicia, pentru că de Comuna Galicia. O să vorbim foarte mult în această seară. Este vorba de domnul Florea uh, Udrea, cel care va candida pentru următorul uh, mandat la primăria acestei comune 2020-2024. Este iubit, apreciat de oameni. E un om care a făcut multe lucruri pentru comună, mai puțin pentru el, dar a făcut pentru comună împreună cu familia, cu întreaga familie. Salutăm de aici, din platoul televizorului. Iunii membrii familiei pe scumpa lui soție, fosta mea elevă, să-i urăm multă sănătate, fericire atât lui, cât și la întreaga familie. Stimați mei, o să mă întrebați poate majoritatea dintre vulceni știți unde este Galicia. Eu îmi fac datoria numai să nominalizez și să o fixez pe harta discuțiilor noastre, este la jumătatea distanței situată pe malul stâng al Oltului, la 25 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea, în partea de sud-est, și la 25 de kilometri de Drăgășani, înspre nord, tot pe partea stângă a Oltului. Este o localitate încărcată de istorie și legendă, cu peste 4.000 de suflete. Aici, Marele Mihai Viteazu primul care a făcut prima unire a celor trei regiuni ale țării din acest spațiu Carpatho-Danubiano-Pontic, Moldova, țara românească și Transilvania, unul dintre logofății lui de, de, de bază de mare notorietate a fost Teodosie Teodor... Rudeanu. 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 Da, Teodosie Rudeanu. Un om deosebit de valoros. Despre Teodosie Rudeanu o să mai vorbim pentru că, an de zile, structurile organizatorice pe linie culturală, științifică, artistică s-au orientat înspre Teodosie Rudeanu, înspre această zonă și au luat în discuție viața și activitatea lui, bineînțeles, fără să locolească pe marele domnitor Mihai Viteazu. Pentru acest lucru l-am invitat, repet, pe domnul Florea Udrea, pentru care îi zic bun venit, domnule Florea, domnule Udrea, la noi, în platoul televiziunii. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc foarte mult! Îmi pare bine că ai dat curs, domnule Udrea, invitației noastre arăți foarte bine, cu, sănă, cu sănătatea bine, nu? E bine, ne mișcăm atâta timp. Atât că... dumneavoastră cât și familia. Sigur, sigur. Bravo, mă, mă, mă bucură, mă bucură faptul. Ploaia de-al alteri a, a căzut bună, ca o mană bună. cerească, da, nu? Da, da, Pentru da, agricultură. Da. Apropo, cum stați cu agricultura în momentul de față? Dacă tot discutăm de agricultură, nu știu câți cunosc că... De altfel, până în 1989, localitatea Galicia era între primele cinci localități din județul Vâlcea la producția de legume. Și cred că ar trebui să, cred că singura șansă de redresare la nivel național ar trebui a economiei să o reprezinte agricultura. Dar, până una alta, ne bucurăm că a căzut, așa cum ați zis și dumneavoastră, această ploaie care grâu s-a trăierat, marea majoritate, și trichicale și grâu, iar porumbul cu această ploaie o să aibă și... Începe să se dezvolte. Să se dezvolte, sigur. O să uh, mâncăm porumb fiert de la noi. Da. Nu mai mâncăm de la... Galicia, stimații telespectatori, este o comună de șes, de câmpie. nu, e, nu predomină dealurile. Da, este exact cum ați zis, la confluența topologului cu Oltul. Topologul se varsă pe partea stângă în în Olt. Pe da. partea stângă a Oltului. Da, da. Și uh, cam de la de fapt de la Vâlcea încep câmpul, este are una dintre cele mai uh, mari uh, suprafețe de teren agricol în, uh, Așa cum ați zis, localitatea Galicia are 55 de km pătrați, este o comună foarte mare, care numără 9 sate, cu oameni destoinici, oameni harnici și... Și cu o încărcătură istorică deosebită. Cum bine ați remarcat, unul din cele mai mari monumente, cele mai importante monumente din județul Vâlcea se află la Mănăstirea Flămânda, actuala biserică din satul Valea Râului, unde este mormântat Marele Logofăt, care a fost al lui Mihai Viteazul Teodosie Rudeanu. De altfel, însă, ziua Comunei Galicia poartă denumirea de Festivalul Teodosie Rudeanu. Și însăși, când am făcut nomenclatorul stradal, pe strada de la primărie și până la mănăstire s-a stabilit ca a să se botezată, numească... Da, numai da. că s-a pus al nume, dar mă rog, se poate trebuie... Poate uh, să revină, să revină sigur. că și aici la noi la văd și au fost fel de fel de denumiri, dar iată, uh, artera principală, Calea lui Traian, purta pe vremuri uh, Calea Lenii, Strada Lenii, vă reamintiți. Ei, acum s-a revenit uh, Calea lui uh, Traian, pentru că de cezarului ce al cezarului. Nu putem să... să... Uh, transformăm peste noapte, bătem din palme și să transformăm denumirile în alte denumiri la obiective industriale. Strada 30 decembrie, 22 decembrie, acum ai să dat numele de strada Mihai Viteazu, pe merit, adică să-i dăm cezarului ce al cezarului. Bulevardul principal, Dembrădulescu. Ne pare rău că familia n-a dorit ca teatru să-i poartă numele de Dembrădulescu s-a dat al nume foarte bine venit marelui An Anton Pan da? așadar uh, mulți consilieri locali și conducerile de alt, de, uh, din uh, urmă cu câțiva ani au optat pentru Demrădulescu nu s-a vrut iar casa lui Demrădulescu unde a copilat el a fost mai mare decât mine la liceu dar ne cunoșteam foarte bine am prins aceiași profesori mari profesor la Mircea, la Mihai, la, la Hovari, dar ne pare foarte rău. Asta este, asta este viața. Stimați telespectatori, aș vrea să nu mi-a scăpat, să știți, și vreau să punctez acest lucru, invitatul meu din această seară a fost viceprimar timp de, rețineți, 16 12, ani. 12. 12 ani. 2004, 2016. 2016. Deci, vă dați seama, 12 ani, 12 sezoane, 12 primăveri, 12 toamne de când s-au strâns recoltele de pe această suprafață care a menționat-o, a subliniat-o domnul, domnul Florea Udrea, extrem de mare pentru o comună care se ridică la aproape 4.000 de suflete. Are mai mult primăria ăsta comuna respectivă, domnule? Ca de altfel toate localitățile din România, în ultima perioadă, numărul cetățen numărul populației a scăzut. În 2004, populația în Galicia număra undeva la 5.000 care, care au au mutați, dacă era undeva la 6.000. Da, da, da. Actualmente, da, da. iată, a scăzut la 3.800. 43, parcă era la ultimul recesământ. Aveam în 2004 700 de copii la școală, acum mai sunt aproape 300. Cred că în acest ritm, satele care deja sunt jumătate pustii, în circa 20 de ani, o să fie cum erau până în 70, că dumneavoastră știți mai bine. Da, vezi. Tocmai în acest fel, eu, ca și candidat la funcția de primar pentru mandatul 2020-2024, mi-am propus ca cinta mea să o reprezintă popularizarea satelor, pentru că nu vreau să mai văd case pustii. În acest fel, O problemă importantă care trebuie să o finalizăm este legată de finalizarea lucrărilor de infrastructură, finalizarea cadastrului general, care s-a început, dar banii pe care îi alocă guvernul sunt insuficienți, iar firmele de cadastru. Au foarte multe activități, și sunt niște sume mici pentru lucrările pe care ei le fac. Și în acest sens, m-am gândit ca și Consiliul Local să sprijine această activitate, în sensul că va trebui să primăria să participe cu o confinanțare, să se termine cât mai repede cadastrul general. Și atunci, noi dacă avem utilitățile asigurate, cetățenii care nu au titlul de proprietate, pentru că atunci când eu am fost viceprimar, au venit destui care voiau să realizeze anumite investiții în Galicia, dar oamenii nefiind proprietari nu au putut să vândă terenurile pentru că nu au succesiunile făcute. Nu aveau documente, nu aveau documentele, -aveau documentele necesare. exact, Nu aveau cu ce să prezinte în fața notarului. Sigur. Aceste. Și atunci, dacă cadastrul general va fi finalizat, dacă lucrările de infrastructură vor fi finalizate, mă refer aici la uh, drumuri, la apă, la canalizare, la uh, curent electric, la utilitățile principale. Exact, Și, și creat niște facilități, pentru că nu-ți vine nimeni dacă nu crezi niște facilități, numai să-i dai tu un teren, pentru că terenuri... Au multe primării care le oferă, dar trebuie să le creăm niște fa facilități în sensul că să-i punem să, să, le concesionăm pe o perioadă mai lungă, nu înseamnă concesionare, cum au unii gândirea că, cum ziceau, că Udrea vrea să vândă terenul dacă concesionează. Nu, e înțeles greșit. Să concesionăm pe o perioadă mai lungă. Vorbe de... aruncate în vânt. Exact, de neștiutori și de oameni care... Da. Și atunci, cei care vor să creeze locuri de muncă, creat niște facilități în sensul că să plătească impozitul redus, bineînțeles cu aprobarea Consiliului Local pe o perioadă mai lungă, pentru că în acest fel tineretul n-ar mai pleca din comună, însăși cei, pentru că noi ne învecinăm cu Budești, noi ne învecinăm cu mihești, care au de 10 ori bugetul mai mare ca noi, iar dezvoltarea lor este incomparabil mai mare decât a noastră. Și atunci noi cum îi așteptăm? Deci va trebui neapărat să le creăm aceste facilități, să putem să îi atragem și în acest sens, deci, o să vină, casele vor fi locuite, alții o să construiască, primăria va avea bani mai mulți la buget, pentru că dacă se construiesc locuințe, dacă sunt locuri de muncă, impozit pe să mașini, pe utilaje, și să plătește de. și însă-și primăria va putea într-o perioadă scurtă de timp să își finalizeze toate uh, lucrările care le mare de făcut. Mai mult de deci atâta, bugetul va crește. Mai mult de atât, stimate domnule Florică, stimații telespectatori, prin aceste metode, prin aceste mijloace eficiente, deosebit de valoroase, Putem să păstrăm oamenii, localnicii, să-i păstrăm, să păstrăm acasă, să-i ținem în familii, lângă casele lor. Nu să-i lăsăm să plece în altă parte după slujbe. S-a gândit foarte bine, exact cum cum a făcut Vlădulescu, primarul Vlădulescu de la, de la Butești, da, Budești pentru că a făcut ceva deosebit. De Apropo, stimații da. telespectatori și dacă primarul Vlădulescu ne stă în fața televizorilor și ne urmărește, mâine dragă domnule Vlădulescu tot așa a fost elev de al meu este invitatul nostru la televiziunea Etalon la ora 7, 19 și 20 de minute și un sfert să fie prezent aici la o cafea, la un par de apă și la și jumătate dăm drumul la emisiune deci mâine, stimați telespectatori stați în fața televizoarelor pentru că o să-l auziți așa cum auziți și pe viitorul primar de la, din localitatea Galicia îl vedeți și pe Vladulescu să spună cum a făcut ce metode, ce mijloace a folosit pentru realizările excelente obținute în Comuna Budești o comună uh, la nord de uh, Galicia. Am zis bine, nu, domnule? Da, 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 da. partea de uh, Ia spuneți-mi, ce v-a determinat, stimate domnule uh, Udrea, să reveniți în politică și mai ales în administrație? Pentru că este foarte greu, la ora actuală, să administrezi uh, o localitate unde oamenii, Mulți oameni au părăsit locurile de unde s-au născut, casele, au plecat în străinătate sau în alte zone. Ce v-a determinat? Care au fost motivele principale? Trecutul meu înseamnă 40 de ani de lucru cu oameni și pentru oameni. După ce mi-am terminat studiile, de profesie sunt topometru. Începând cu anul 1980, unde am fost repartizat la Cluj, am lucrat... Deci în urmă un... cu 50 de ani. În urmă cu 40 de ani. 20 cu 30, 50. 1980 am zis. 1980-2020, deci da, 40 de ani. Da, 40, 40 de, de ani. După 5 ani în care am lucrat ca topometru la Electromontaj Cluj, în 1985 până în 1988 am lucrat... Ca topometru și șef de șantier în Malaezia și în Singapore, pe timpul Ceaușescu, când puțin dintre noi îi numărai pe degete plecau din Vâlcea, după care m-am întors în țară, tocmai pentru că dorul de. Eu mai am un frate pe care îl cheamă Iulică, salut pe această cale și o soră, Marinela. Și noi îi salutăm care ne -am pe amândoi. Ne-am avut foarte bine și. Cum se au marea majoritate a fraților, m-am mutat, am lucrat la Călimănești o perioadă, după care am plecat din nou, pentru că nu simțeam nevoia că ce câștig în țară nu sunt suficienți pentru celul pe care eu îl aveam. Nu numai atât, domnul Florică, dar meseria dumneavoastră era solicitată nu pe piața națională, ci pe piața Erau interna... puțin internațională. Pentru că atunci când eu am făcut în 76-80 cadastru, erau patru clase la nivel național de cadastru. Și bine ați remarcat, era o meserie foarte bine plătită, dar parcă și noi ascultam și în Adică dacă directorul îmi zicea, băi Florică, iei aparatele și le iei în spate și te duci 20 de kilometri, n-am mașină să-ți dau, mă duceam 20 de kilometri. Și însă, și vreau să vă spun că atunci când s-a dat examenul de plecare în pentru că atunci se lucra mai mult în țările, cum știți, asiatice, Irak... Da. Uh, Erau niște legături Iran, de colaborare perfecte. Prea bune. Da, Malaizia da. era o țară foarte bună. care. Da. Și atunci am fost mulți candidați, dar am plecat pentru că mi-a plăcut meseria. Da. Și ați fost apreciat la justa valoare. Am fost apreciat pentru ce am făcut. Iar mai departe, am... Uh... Mers, și am lucrat în Yemen, am prins războiul între Yemenul de sud și Yemenul de nord în perioada 1995-1997. Am stat un an în țară, am plecat, am lucrat în Qatar, un an jumate, am lucrat în Bahrein, în Emirate, iar ultima oară în Cipru. Din 1993 am Soția s-a, am înființat și o societate, societatea Catani, pentru că mulți mă cunosc de altfel prin prisma firmei, îmi zic domnul Catani, da. mă identifică cu firma. Am continuat da. în, după 2000 să lucrez ca și realizator de lucrări de cadastru, care erau foarte bine plătite. Iar din 97 m-am mutat în Galicia, deci după 25 de ani am revenit la locurile da. de unde am plecat. Da. Lăsând problemele, aspectele legate de, de, firmă, că nu se spune la, în asemenea, în contextul respectiv, spuneți-ne, vă rog, în comună, la ora actuală, preocuparea oamenilor în principiu agricultura sau mai au o, și o altă preocupare? Există vreun investitor fără să-i dăm numele care ar putea să contribuie la dezvoltarea sub toate aspectele a Comunei Galicia? Momentan nu. Tocmai și de asta mă face să mă implic. Am înțeles, da. Pentru că oamenii nu au unde să își găsească un loc de muncă. Da, am înțeles. Domnule Florică, spuneți-mi, vă rog, ați avut la un moment dat 700 de elevi înregimentați în sistemul educațional. Cadrele didactice, majoritatea sunt din comună, fac naveta la Vâlcea, la Drăgășan, la Băbeni, în zonele apropiate sau sunt din, din localitate? Cred că o treime sunt în localitate. Restul fac naveta. Fac naveta. Școala se prezintă în condiții bune? Da, s-au făcut lucrări de reabilitare. Da. Din păcate, dintre cele șase școli câte erau în Comuna Galicia, mai funcționează decât două cele de la centru. Da. Cabinete laboratoare bine dotate, au elevii calculatoare, au și alte da. facilități? da. 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 Spuneți-ne, vă rog, care e viața cultural-artistică a Comunei? Trăiește Căminul Cultural pe propriile picioare? Aveți activității săptămânale, mai ales în perioadele de iarnă? Eu știu, când da. sunt multe manifestări legate de viața satelor românești. Biblioteca, Biblioteca funcționează, fondul de, de carte este mare, suficient? Este suficient. S-au extins evenimentele culturale în ultima perioadă, pe lângă Ziua Comunei care așa cum am zis, se intitulează Festivalul de Rudeanu. Mai avem și alte activități de dragobete. Dragobetele la români. Mai avem, de asemenea, și în perioada Paștelui, alte evenimente culturale. Dar mai trebuiesc mai trebuie să se, să se extindă. Am înțeles. Cu mai multă preocupare, cu mai multă atenție, muncă multă, dar trebuie neapărat să aducem ceva în plus, să aducem, să impulsionăm acest segment deosebit de important al vieții sociale din comuna respectivă. Domnule Florică, spuneți-ne, ați venit cu gânduri bune, Chiar la început, când ați luat cuvântul, mi-am dat seama că sunteți hotărât să faceți ceva mai deosebit. Iată, atâția ani care i-ați petrecut în, în comună, sunteți de acolo, din, din zonă. Cam ce ar mai trebui oamenilor ca să se simtă bine? Primele măsuri, pentru că sunt convins că oamenii vă vor alege, cam împreună cu cu consilierii locali și cu ceilalți membri, cu vicele primar, cu, eu știu, cu cei care vă ajută în diferite structuri organizatorice, veți putea face, veți urni, sau mai bine zis, veți face un pas înainte pentru dezvoltarea acestei comune. La ce v-ați gândit pentru primele măsuri pe care le o să le luați? în mandatul dumneavoastră, 20-24? Consider că fiecare candidat trebuie să vină în fața alegătorilor cu un proiect de dezvoltare comunitară care să-l identifice ca persoană publică, cunoscător al sarcinilor cei revin, iar pentru aceasta eu mi-am identificat trei capitole care consider că mă recomandă. Cunoașterea și experiența legislativă, le-am pus în lucrare pe toate planurile, legislativ, politic, social și administrativ. Candidez pentru că cunosc comuna, cunosc problemele cu care se confruntă cetățenii. Cunoașteți oamenii. Cunosc oamenii. Da. Chiar îi ziceam domnului actual primar, colegul meu, cu care am colaborat 12 ani de zile, în 2004, zic, chiar dacă nu o să câștigăm alegerile, totuși am câștigat ceva. În sensul că am cunoscut comuna de la A la Z, pe toate străzile și de făcut, s-au făcut, dar mai sunt, mai sunt multe. În acest fel eu, împreună cu echipa de campanie și cu cetățenii din fiecare sat, mi-am identificat mai multe obiective care ar fi importante de realizat. Aceste obiective o să fie trecute pe platforma, pe program pe care o să distribui împreună cu echipa de campanie la fiecare cetățean, fac parte din strategia de dezvoltare a localității, care va trebui reactualizată, pentru că consider că această strategie de dezvoltare care s-a făcut de altfel pe baza unui sondaj în fiecare sat în parte, indiferent cine vine la putere, ar trebui respectată și ar trebui să te abaci de la ea numai în cazuri de forță majoră. Dar știm foarte bine că, exact ca în armată, soldat cu pile, acolo sus cineva mai iubește. Dacă partidul tău e la guvernare, atunci nu se ține cont de faptul că tu ai o investiție care ar deservi 300 de gospodării și se face investiția, poate, acolo unde deservește 30 de oameni, dar acel primar, poate, are o intrare mai bună decât o ai tu. Dacă îmi permiteți, aș vrea să Chiar vă rog. dau citire la toate obiectivele pe care... Vi le propuneți le am, să le rezolvați le -am, în le -am, mandatul le -am, dumneavoastră. Ni le propunem, bine zis. Da. Aș vrea să încep cu satul Valea Râului pentru că așa cum am zis, satul Valea Râului este un sat, ca de altfel, toate satele comunei frumoase, dar, din păcate, este singurul sat care nu are nici apă și nici canalizare. Curent, curent electric. Curent în acest sens, sunt dator cu niște explicații, în urma unor zvonuri, ca să știe cetățenii de altfel realitatea. Comuna Galicia are actualmente realizat 66 de km de rețea de distribuție de apă pentru un necesar de 80 de kilometri. În perioada mandatului 2004-2008 se punea problema ca, de altfel și acum, în momentul când vrei să realizezi lucrări de alimentare cu apă și canalizare, ca să poți ca proiectul respectiv să fie eligibil, trebuie să iei un aviz de la Consiliul Județean. Iar Consiliul Județean în acea perioadă nu ne-a dat avizul ca să putem să uh, realizăm proiecte pe fonduri europene sau guvernamentale de alimentare cu apă și canalizare, pentru că a zis în special că conducta de la Brădișor va trece, care va, era preconizat să meargă la, la Drăgășan, va merge pe partea stângă a Oltului și noi ne vom racorda de această conductă. Vă veți înțăpa... Ne vom înțăpa în da. această Ăsta a producție. fost singurul motiv, nu? Da. Iar în 2009, când era... nu mai dau nume, da, da, uh, da. ne-au solicitat un certificat de urbanism de la Consiliul Județean în care voia să ocolească Galicia. Noi atunci am fost vigilenți, am văzut și nu am eliberat acel certificat de urbanism. În acest sens, ne-a aprobat și nouă să ne racordăm de la, din conducta de la Budești, care stacea de pompare de la Bercioiu, am realizat un proiect pentru partea dreaptă a topologului, pentru satele Cocoru, Bratia Vale, Bratia Deal, Crămânal și Dealul Mare, iar pentru satele de pe partea stângă a Oltului, Teiu, Ostroveni, Galicia și Valea Râului, fără Valea Râului, Valea Râului a fost prins în proiectul pentru Brădișor, am realizat un proiect pe Ministerul Mediului, cu confinanțare de 25%, care valoarea maximă trebuia să fie undeva în jur de un milion de euro. În acest sens, noi trebuia ca să traversăm să ajungem în satul Valea Râului, pe la puntea pietonală, podul Dalat, care s-a făcut în punctul mănăstire la Valea Râului. Și trebuia să luăm acceptul de la comuna Nicolae Bălcescu, pentru că depășeam teritoriul. Ne Obținând avizul, a trebuit să modificăm proiectul. Dar de ce nu l-ați obținut de la primărie, de la omologii dumneavoastră? Însă și însă și noi am avut conflicte cu cei de la Nicolae Bălcescu pentru că ne am judecat, am pierdut și o parte din teritoriu, parcă ar fi cu Ocolu Silvi, parcă ar fi din în altă țară. Uh, Fantastic. Dacă cu Budești ne-am înțeles bine cu Nicolae Bălcescu, relațiile nu au fost tocmai cele care trebuiau. Și atunci am modificat proiectul și am mers am traversat la podul peste drumul județean 678 cu conducta și am ajuns și cu Brădișorul în centru comunei, în așa fel încât să avem o linie de echilibru. Vreau să vă spun că proiectul pe partea stângă are și, pentru că ca să poată să fie eligibil, trebuia să aibă și gospodărie de apă și stație de purare, iar pentru gospodăria de apă s-au forat două puțuri la adâncime de 160 de metri în dealul Galicii, și două bazine de 240 de metri cubi, și, iar în satul Teiu s-a realizat stația de epurare pentru uh, circa 200 de gospodării. În momentul când, în 2000, după ce a fost gata proiectul, contractul s-a încheiat pentru o perioadă de 11 luni care trebuia finalizat. Mă refer aici de proiectul care ne-am racordat noi de la uh, Brădișor, din, din satul Berciuiu. Deci am realizat o aducțiune pe o lungime de 7 km, la o altitudine de 70 de metri, s-a făcut o gospodărie de apă în satul Cremănar, cu un bazin de 300 de metri cub. Neexistând finanțare, pentru că finanțarea, deci proiectul era realizat pe ordonanța 28, atunci constructorul a realizat o parte, circa 30% din lucrări, după care a stagnat până prin 2014. Dar a atacat satele mai puțin, a atacat satele, adică a început în fiecare sat să execute lucrări, în dealul mare, cu corul, bratia Vale, Bratia Dial pe și pe maluri ale Oltului, nu? Nu, vorbesc numai de pe partea dreaptă, a, deci de pe partea dreaptă. Proiectul cu fonduri guvernamentale cu preluare de la Am conducta anunțe. de la Brădișor. Și partea stângă a fost abandonată. A fost al proiect. Da, alt Bun, proiect. asta vreau să mă refer acum. Da. În 2014, când prim-ministru era Ponta, cu ministrul agriculturii Daniel Constantin, a chemat toți primarii care aveau lucrări în derulare, în derulare de apă și de canalizare și le-a zis, domnilor, dacă aveți lucrări executate și nedecontate și sate pe care nu le-ați atacat, de urgență avem fonduri europene care nu s-au cheltuit și atunci faceți un memoriu separat și satele respective să le băgăm lucrările pe fonduri europene. Am stat, mi-aduc aminte, am vorbit cu proiectantul, am stat trei zile și trei nopți, am refăcut proiectul de apă și canalizare, proiect integrat pe care vă rog să-l să vadă toată lumea, că oamenii zic că nu a fost făcut proiect. Vă rog să vă uitați bine că proiectul este făcut din 2014. Vor, vorbe în vânt. Fără exact. acoperire. Deci, din 2014. Iată, iată, stimații telespectatori, realitatea o arată în fața camerelor viitorul primar. Deci, Vă acest, deci acest, acest proiect nu l-am luat de la primărie, m-am rugat de proiectant, i-am plătit ca să-mi dea un exemplar, ca să-l arăt cetățenilor să cunoască realitatea și atunci, normal, pentru a nu avea o finanțare dublă, s-a făcut notă de renunțare în cadrul proiectului pe fonduri guvernamentale, am făcut și proiectul de canalizare ca să nu spargem de două ori strada. Să băgăm și apa și canalizarea în același timp, pentru că de la uh, Galicia, de la primărie și până la mănăstire pentru care este realizat acest proiect, nu există decât un singur strat de asfalt pe drumul județean. Și noi, dacă atunci mergeam să facem separat, îl stricam de tot. Și atunci da, am zis, da, hai să facem, dacă prin există această oportunitate, da. Exact să-l facem, atunci să băgăm și canalizarea și apa. Am depus repede proiectul la Fir Craiova. Bineînțeles că am stat vreo 3-4 luni de zile, niciun semnal, nimica. Între timp s-au plătit toate lucrările executate la constructor, pe fondurile guvernamentare. Lucrările s-au finalizat Știți că nu ai voie să ai două contracte în derulare pe fonduri guvernamentale. După ce s-a terminat lucrările la uh, satele pe care s -a, uh, a fost proiectul, atunci acest proiect l-am dus la Ministerul Dezvoltării și în 2016, cât eu mai eram la primărie, cei de la Ministerul Dezvoltării ne uh, solicitase să facem de urgență procedurile de achiziție publică, pentru că se va schimba cum se schimbă guvernul și atunci să fie lucrări în. Uh, să mergem cu facturi, situații de lucrări, să fie lucrări în continuare. În, de ca să de poate... în derulare. În, derul în derulare, exact. Da. Bineînțeles, eu n-am mai fost la primărie, s-a schimbat programul de finanțare, a apărut PNDL 2, Program Național de Dezvoltare Locală 2 și în loc să se realizeze aceste investiție, care de altfel deservea circa 450 de familii, s-au realizat alte lucrări, eu nu spun că nu trebuiau realizate, respectiv lucrări de canalizare în satul Cremănari, unde, din păcate, s-au dus conducte circa un kilometru pentru două case părăsite. Deci investiții care nu se vor amortiza niciodată, pentru că investiții fără valoare. Va trebui da. ținut cont întotdeauna că realizezi o, exact de eficiență, nu da. chiar dacă da. adică nu sunt bani guvernamentali, nu sunt to banii noștri. Așa trebuie să gândim. Și întotdeauna toate aceste investiții trebuie să le programezi și să le realizezi în funcție de necesitate, de oportunitate și de numărul de, de, de oameni pe care îi deservește. Nu să faci tu acolo pentru că nu știu ce... Da, 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 am înțeles, am înțeles. Da, și în acest sens, deci sper că am lămurit problema pentru alimentarea cu Valea Rului. Bineînțeles că a fost băgat realizarea lucrărilor pe un program pe POIM respectiv, care știți bine, Va trebui realizat de Apavil. Apavilul are multe probleme. Au preluat toate lucrările, toate rețelele, de, toate serviciile în, toată, în tot județul și, de altfel, cred că, exact cum a zis, lipsa de personal, lipsa de forță da. de muncă, nu știu da. când se va face, dar pentru mine va fi o prioritate aceste lucrări de apă și de canalizare. În continuare. Perfect asta pentru marele public, ca să știe locuitorii acestei comune cu încărcătură istorică deosebită. Domnule prim, Domnule Floric, spuneți-mi, vă rog, materia primă, materialele, țeava, furnizorul respectiv, este om serios, vrea banii înainte sau în momentul când am ridicat materiale, să-i și plătiți? Care este modalitatea de rezolvare a acestei probleme? Pentru că, la ora actuală, este o problemă foarte, foarte grea. Foarte mulți primari care vin aici în platoul televiziunii etalon să plâng de aceste încurcături, de aceste greutăți, de aceste obstacole. Contractele pe fonduri europene și guvernamentale sunt niște contracte cadru. Nu poți să trăiești tu condițiile care le vrei. Am Că înțeles. tu trebuie să-mi execuți mie lucrarea, indiferent că îmi dă mie ministerul banii nu știu când. Da. Și el atunci are un termen. Dar, bineînțeles, în cadrul acelui contract, e specificat că, în cazul în care nu i se plătește la timp, bineînțeles că și el își va întrerupe lucrările. El ce a spus dumneavoastră de materiale, el vine cu materialul în cadrul devizului de lucrări, vine cu articolul procurare materiale și tu trebuie să îl plătești. Am înțeles. Trebuie să îl plătești, dar tu nu poți să-l folosești pentru că stai cu el acolo și nu da, da, da. rezolvi nimica. Deci întotdeauna trebuie să aveți acoperire, spatele asigurat de la buget să asigurați plata furnizorului. Al doilea obiectiv pe care dumneavoastră vi l-ați propus pentru mandatul 2020-2024, în calitate de prim edil, de prim administrator, de prim gospodar al acestei comune deosebit de valoroase. Înainte de a trece la a da citire, tuturor obiectivelor pe care mi-l propun cu echipa mea să-l realizez, o prioritate pentru mine o reprezintă reactualizarea planului de urbanistic general. Planul de urbanistic general se reactualizează din 10 în 10 ani și durează cam 2 ani de zile. În această perioadă deja a început reactualizarea o să trebuiască, eu ca unul care am lucrat, am fost șef urbanismului din Comuna Galicia, am eliberat autorizații și certificate de urbanism, cunosc foarte bine problema. În sensul că eu nu aveam nicio restricție să-i spun unui cetățean dacă venea și amplasa cotețul de porci sau veceu în marginea drumului. Nu aveam acele restricții. Acum, eu aș vrea, să fac ședințe cu toți, cu cetățenii din toate cele nouă sate, să stabilim niște reguli, cum se amplasează gardurile, veceurile, cotețele, pentru că însăși, neexistând disciplină în urbanism, se creează și litigii. Litigii, haos, haos debatadă, pune fiecare și dă și gardul, un aspect urât și și localității, localității respective. Localității, Aveți exact. dreptate așa. Exact. Există. Și atunci... O să stabilez niște reguli clare pe care să le trecem în planul de urbanistic general. Aș vrea ca arhitectul care reactualizează acest plan de urbanistic general să facă măsurătorile topografice reale, așa cum există acum în teren. Pentru că, sincer, mai sunt și cetățeni care nu au realizat construcțiile legal. În da, sensul da. că nu a venit să solicite autorizație de construire și aceasta... Le-au ridicat așa cum după Exact. Pofte. Și atunci nici nu figurează da. în planul de urbanistic general. Deci va trebui făcute în concordanță cu realitatea. Ca să putem să... Deci de aici va trebui să plecăm. Da. Domnul Udrea, al treilea obiectiv, iată obiective, estimați telespectatori, unul mai important decât, decât celălalt pe care le-ați auzit cu hotărâre spuse aici în platoul televiziunii la această emisiune de viitorul edil al dumneavoastră. Și mă refer la telespectatorii noștri care ne urmăresc localnici ai Comunei Galicia. Următorul obiectiv, la ce v-ați mai gândit? Pe linie culturală, Acuma, științifică, artistică? se termină întâi cu obiectivele... Da. Pentru că, așa cum am zis. Da. Obiectivele foarte important mari, este importante. Obiectivele, da. utilitățile da, ca da, să da. putem să atragem investitori. Da. Categoric. Uh, un lucru bun pe care actualul guvern a reușit să-l facă într-o perioadă scurtă de timp este că se pot realiza lucrările de introducere a gazelor pe fonduri guvernamentale. Este un lucru excepțional de bine. În acest sens, pădurile încet, încet dispar și va trebui să avem alt comportament față de ele, pentru că însă... Tăieri masive, ilegale, așa este. Aveți dreptate, peste tot așa este. Și va trebui să introducem gazele. Introducerea gazelor în Galicia, într-un studiu de prefezabilitate, care s-a întocmit acum, în urmă cu câteva luni, valoarea era undeva destul de mare, circa la 17 milioane de euro. Ca să introduci pe toate pe, uh, uh, pe toți cei 80 de kilometri de rețea de drumuri necesar. Deci Comuna Galicia, exact cum am zis, este o comună foarte mare, numără 120 de kilometri de rețea de drumuri. Drumuri județene, drumuri comunale, drumuri sătești, drumuri de exploatare agricolă. Dintre care sunt mai trebuie asfaltați circa jumătate. Deci o prioritate o va reprezenta asfaltarea drumurilor sătești. Dar pentru aceasta va trebui să introducem rețelele de apă, canalizare, acolo unde nu sunt, și rețelele de gaze. Ca să știe toți cetățenii ce înseamnă introducerea gazelor, introducerea gazelor înseamnă că va trebui să ai o densitate cam de 40 de case pe kilometru și trebuie să fie minim de 1000 de abonați ca proiectul să devină eligibil. Iar la noi, la Galicia, din 1670 de case, 450 sunt pustii, 200 sunt din cei care sunt plecați și lucrează în altă parte, în Spania, în Anglia, în Italia, și vreau să vă spun că aproape 1000 mai sunt cei care locuiesc. Deci ar trebui cam toți, pentru că trebuie să semneze niște precontracte, pentru ca proiectul să poată să fie declarat. Elegibil să se poată face. Aveți perfectă dreptate. Așa este. Și, estimații telespectatori, dacă ați reținut, domnul Florică a subliniat o, o, un lucru extrem de important. Întâi să fac săpăturile, nu să asfaltează și după aceea să sparg iară ca să facem canalizare sau aducțiunile de apă. Cât să gândesc la asemenea aranjament, la asemenea atitudine față de comportamentul pe care trebuie să-l aibă constructorul, pe care trebuie să-l aibă administratorul, că nu asfaltezi, nu faci drumul și după aceea îl spargi din nou ca să bași conducta de canalizare, aducțiunea de apă sau conducta de gaze. Vă felicit pentru această orientare legală, normală, cum să spun, o atitudine, un comportament, așa cum trebuie să-i să stea, să stea bine unui adevărat gospodar. Tot în acest sens că ați discutat de lucrări ascunse, pentru că tot ce înseamnă sub cota terenului se numesc lucrări ascunse. Vreau să, să vă spun că cele două drumuri județene, drumul județean 678-a, Tătăran Milcoiu, și drumul județean 678, Câmpul Mare Budești, cu un proiect care s-a făcut de pe timpul cât era Gheorghe Pasat, actualul secretar de stat la da. Ministerul Dezvoltării. Da. sau s-au trecut pentru modernizare, au început lucrările în acest an. În satele Cocoru și satele Bratia Vale, unde nu există canalizare, trebuie să realizate modernizarea drumurilor, deci drumurile trebuie modernizate, podece, rigole betonate, iar lucrările de canalizare sunt cuprinse pe programul POIM, care, așa cum am zis, este un program care pe noi ne încurcă că dacă nu erau introduse pe acest program puteam să le prindem foarte bine în cadrul programului care va apărea PNDL3 în cadrul Companiei Naționale de Investiții unde se pot finanța o sumedenie de lucrări. Am sesizat acest aspect la primărie, să facă sesizare către Consiliul Județean în acest scop dacă se vor face drumurile se vor asfalta, tu nu mai e voie 5 ani de zile să umbli la structura drumului da, că exact astfel... ce spuneam și înainte exact, da. și atunci dreptate. să pierzi și lucrările de canalizare și ce faci după aia, să spargi, deci va trebui din punctul meu de vedere lăsat lucrările de modernizare a drumurilor în cele două sate, pentru, pentru că constructorul am înțeles că are o perioadă de 4 ani de execuție, pentru o mai în urmă iar cei de la ApaVil să aibă ca prioritate, când am înțeles că de la anul vor începe să execute lucrările, să aibă ca prioritate realizarea lucrărilor de canalizare și introducerea apei în cele trei sate: Galicia, Valea Râului, să execute lucrările de apă și canalizare, iar în satele Bratia, Vale și Cocoru să execute urgent lucrările de canalizare, că altfel o să rămână cetățenii. Da. Exact ce spuneam înainte, stimații telespectatori, și iată domnul Florică accentuează și pune, subliniază acest lucru. Să nu cădem în greșel, să cheltuim banii de pomană. Adică în loc să ne scărpinăm cu mâna dreaptă, ne scărpinăm cu mâna stângă pe deasupra, în partea dreaptă pe deasupra capului. Și iată, face această precizare, această subliniere și atrage atenția asupra ordinei Asta am vrut să spun de la început, a lucrărilor pe care trebuie stabilite și executate de către uh, oamenii cu care să fac contractul, să semnează uh, contractul în funcție și de banii pe care vin de la guvern sau de la Uniunea Europeană. Și în sfârșit, domnule uh, primar, domnule, domnule uh, Florică, cam ce vă mai propuneți? Dar foarte rapid să subliniați acest lucru. Așa cum am zis, eu mi-am identificat împreună cu echipa și cu cetățenii din fiecare sat toate lucrările pe care preconizez și îmi propun să le realizez. Nu am timp la emisiunea dumneavoastră, da, da, da. pentru că am vreo 10 pagini și cred că timpul este scurt, da, dar da. cetățenii o să le aibă în acele pliante pe care uh, le voi distribui, dar ca și prioritate, ca și idee, pliante vreau, și, și flutura. vreau ca din bugetul local, bugetul local care, așa cum am zis, este de 10 ori mai mic în comparație cu localitățile cu care ne învecinăm, mă refer la Mihăiești, mă refer la Budești, nu vreau să realizăm lucrări care se pot realiza cu fonduri guvernamentale, europene sau din altă parte. Vreau să realizăm lucrări în comun, adică nu vreau să facem drumuri cu bugetul local, care cu din bugetul local drumuri se pot face cu fonduri, pe, să realizăm proiecte ca să obținem finanțare pe alte fonduri, nu da, da, fonduri da. externe. Din bugetul local, care deja este foarte mic, vreau să realizăm o sumedenie de lucrări care sunt strict necesare. De exemplu, vreau să amenajarea centrului civic, pentru că fiecare localitate. Are vreau un centru civic. Vreau să vă categoric. spun că. Exact cum am zis, am văzut în Cipru, stăteam, localitățile din mediul rural foarte puțin se deosebeau față de localitățile din mediul urban. Și în acest sens, am făcut o variantă ocolitoare, am asfaltat un drum agricol care din satul Ostroveni în satul, merge până în satul Teiu, în așa fel încât centrul să poate fi ocolit, aș vrea am văzut acolo într o de exemplu acolo era joia seara, aș vrea să stabilim împreună cu cetățenii ca tot acest centru după ce va fi amenajat. Adică ce vreau amenajare? Vreau ca din zona Parcului, să fie ferit de traficul greu, cultural, da, da. să fie amenajate rigole dalate, pus copaci frumoși, vreau băncuțe frumoase, vreau stil de aceea de iluminat, adică să arate ca da. centru. Cum și acolo au cei vreau, de la Orlești. Exact, și a, ceva da. de genul. Și da, aș vrea da. să facem și un tanciog într-una din zile, adică circulația să fie deviată și să realizăm un tanciog frumos seara, de exemplu, după orele 20, să... Ai de toate, să ai un mix, să ai o bere, să ai să vină fiecare cu ceva. Da, ca am înțeles. Da. Poți să Da. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, eu ca realizator ca moderator sunt foarte mulțumit. Excelent, sunt foarte, foarte mulțumit de dialogul purtat și de prezentarea pe care a făcut-o viitorul primar al comunei Galicia, atacând toate problemele cu prioritățile respective. Iată, mi-a plăcut uh, uh, prioritatea uh, drumurilor. Ce, domnule profesor, nu asfaltezi și după aia spar din nou ca să bag analizarea apa, gazele și așa mai departe. Ca să înțeleagă toată, uh, toată lumea. Și v-a -a arătat aici acest dosar cu documentele respective aprobate din timp. Pe, pe care vi le-a prezentat, stimații telespectatori, mai ales pentru locuitorii uh, Comunei Galicia și cei care sunt în cu Vâlcea, copii, nepoți sau cei care fac uh, naveta ca să ducă acest mesaj și celor de acasă uh, de la Galicia. Dacă permite Foarte pe scurt, un mesaj pentru telespectatorii Vâlcea. Dacă îmi permiteți, aș vrea B totuși vă să le fac o referire la ca și o urgență, lucrările de canalizare, deci canalizarea în Galicia, Ostrovent, Teiu, trebuie să funcționeze, dar nu funcționează pentru că am înțeles că au uh, uh, identificat că există o conductă de refulare. În cazul în care conducta de refulare lipsăște, atunci garanția de bună execuție care se oprește fiecare constructor, trebuie oprită și făcută lucrarea ca să se pornească lucrările, lucrările de canalizare, dacă tot există, stat, de s-au făcut probele la stațiile de pompare, la stațiile de epurare ca și un ultim mesaj aș vrea să transmit tuturor locuitorilor comunei Galicia să fim aproape pentru că numai așa putem să fim o comunitate unită, să realizăm niște parteneriate împreună și să la alegerile bine că până atunci o să ne mai vedem. Categoric. Dar până la alegerile din Alegerile locale alegerile din septembrie. locale. Aș vrea să participe toți la alegerile locale și să voteze oamenii care știu că prezintă garanție. Mulțumesc foarte mult, domnul Florică. Nu putem încheia să nu-l salutăm și pe domnul. Năfliu, cred că sunteți de acord, nu? Da, da. Că e da, prietenul da, da, dumneavoastră, viitorul colaborator, actualul primar, eu îl cunosc foarte bine, am un sentiment deosebit față de, de dânsul sincer. Te salut, domnule Năfliu, de aici, din platoul televiziunii și cred că vei face un, un, cuplu excelent cu acest minunat invitat al meu, care este domnul Udrea, pe care eu îl cunosc de foarte, foarte mulți ani, de fapt cum te cunosc și pe tine. Stimați mei, punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a relansa, de a vă reaminti pentru ora 11 mâine la Biblioteca Județeană are loc un moment comemorativ religios istoric de mare importanță. Sunt invitați să vină profesorii de română, profesorii de istorie, cadre didactice care predau religia în școli preoți, și, dar mai ales elevii de la clasele terminale de liceu și studenții, pentru că n-aveți ce pierde. Este un moment deosebit de valoros pentru instruirea, pentru educația dumneavoastră. Rămâneți în continuare pe postul nostru de televiziune să aveți o seară excelentă. La revedere, stimații mei. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule Udrea. Bună seara și eu vă mulțumesc.